215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 72 de 22 iunie 2018, emisă de domnul primar. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că sunt prezenți 9 consilieri, absent doamnele consilieri Cătănea și Mănicuță. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Da, mulțumesc. Mai întâi vreau să vă spun bun venit și să îi ducăm pentru telefonul. Pot să spun și doamnelor, pentru că mai avea de aparat primăriei, doamna Domnul. Ședința de față a Consiliului Local are o specificitate, fără îndoială. Avem un singur proiect de hotărâre, dar avem un moment de evaluare și un moment de transparență. Unul dintre principiile importante care guvernează activitatea publică, indiferent de entitatea ca atare. Este un moment prevăzut și în dispoziția de comunicare și vedeată la al doilea prezentarea raportului de activitate pentru perioada iunie 2017-2018 al Comisiei Iulie 2014. La primul punct am anticipat este vorba despre un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Moldenești pentru parcurs pe trimestrul al doilea 2018, inițiator semnat. La punctul al treilea, ca să revenim la ordinea firească, ne-am propus prezentarea rapoartelor de activitate pentru perioada iunie 2017-2018 ale membrilor Consiliului Local al Comunei Moldenești. La punctul al patrulea, ca de obicei, solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Moldenești. Supun la vot ordinea de zi anunțată, cine este pentru? Mulțumesc pentru unanimitate și bunăvoința dumneavoastră. Mulțumesc domnul viceprimar Ghiurie, îndeplinind și calitatea de președinte de liberalilor. Pe la ocazie, doresc succes. Doamnelor și domnilor consilieri, la primul punct, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului anual de Moldenești, de sub Bacău, pe trimestrul 2, 2018, inițiator domnul primar. Aveți cuvântul, domnul. Domnul președinte, a procesul verbal. Domnul secretar. Sunt două procese de doamne de aprobat. Dacă pe marginea procesului de acolo, în viața ședința de 30 mai 2018, o vedeți că este probabil observări sau observații. Acum o spun de aprobare procesului de acolo, în viața ședința ordinară de 30 mai 2018. Cine este de acolo? Am mulțumesc în unanimitate procesului de acolo, în viața ședința de 30 mai a fost aprobat. Și de asemenea, supun spre aprobare, evident, dacă nu sunt alte probleme, procesul pe care piată ședința de îndată, din data de 17 iunie 2018. Cine este pentru? Mulțumesc pentru unanimitate și acest proces de valoare. Mulțumesc tot, domnul președinte. Să știți că am depus documentația care a fost aprobată în ședința de îndată. La afiere, structura care normal trebuie să valideze documentația. Și să ne conducă la semnarea contractului de finanțare. În momentul când se întâmplă acest lucru, o să vă informez, pentru că este un succes al ambelor instituții, al administrației locale. Mult puțin, cu finanțarea pentru obiectivul de investiții pe care îl cunoaștem. Podul de pe Dolarma, din punct
Ieria are nevoie și de această sortă de finanțare. Acum să revin la ordinea de zi, am anunțat deja și asta bucură voi să aprobați acest proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Bucureșteni de centrul al doilea. Nu este o rectificare impresionantă în ceea ce privește avenirea sufla, este o rectificare pozitivă. Este o rectificare venită pe filiera UNICEF. Avem doi voluntari care fac parte din organigramă. Asistentul social se află la ediția a doua unui proiect adresat copilor cu o situație precară. Proiectul se intitulește o viață mai bună. Este o sumă care reprezintă a treia parte din valoarea grantului, mai precis 27 de milioane în lei vechi. Rectificarea de buget deja este cunoscută de dumneavoastră ca procedură. Este în acord cu legislația actuală, în primul cu legea finanțelor publice locale, cu legea administrației publice, dacă vreți, cu legea bugetului și conferă ceea ce eu cred că putem numi adaptabilitatea bugetului comunității locale și fluență, adică o dinamică dorită care se conducă la rezolvarea problemelor. Spuneam că este inițiat de acest proiect și implementat de asistentul social Claudiu Petrișor. Era cu treabă bună și în ediția trecută. Este important ca să aprobați proiectul de hotărâre, să poată executa implementarea proiectului. O să-i dau citire. La primul articol propun aprobarea rectificării bugetului local pe semestru al doilea 2018 cu suma de 2,7 lei, adică 27 de milioane vechi, la secțiunea de funcționare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform situația anexă, se face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea. După aprobarea hotărârii, urmează să fie dus la îndeplinire către doamna Nicoteanu Romelea, consiliere în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucureșteni, al treilea, care este și ultimul. După aprobare, secretarul Comunei, domnul Cele Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bucureșteni, compartimentului financiar, contabilitate și instituției prefectului județului Bacău. Atât deocamdată. Dacă cei din Comisia Economică aveți nevoie de proiect, ca să promitate? Doamne și domnule, Comisia Economică a studiat acest proiect de hotărâri și a dat un aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia vot? Prezentarea raportului de activitate pentru perioada iunie 2017-iunie 2018 al domnului Gheorghe Gheorghe, vicepreședintele Comunei Bucureșteni. Dau cuvântul domnului vicepreședinte. Mulțumesc frumos. Doamne și domnule consilier, în dubla calitate de viceprimar al consilier și consilier local al Comunei Bucureșteni, județul Bacău, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin lege și în conformitate cu prevederile articolului 5 din alinea 3, din legea acestei 44 pe 2001, privind liberul acces la informații de interes public și al articolului 10 alineat 3 din hotărârea HG 123 pe 2002, pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a legii numărul 544 din 2001, prezent următorul raport de activitate pentru perioada iunie 2017-iunie 2018. În ceea ce privește activitatea desfășurată în cadrul Consiliului Local, am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local și la ședințele Comisiei de Specialitate din care fac parte. În toate ședințele de Consiliu mi-am adus aportul cât mai constructiv împreună cu toți consilierii, indiferent de coloratura politică, și pe această cale mulțumesc tuturor celor care au înțeles că trebuie să muncim împreună într-un interes conjugat pentru binele comunității, mai ales că în ultimă vreme, în cadrul acestea, au fost schimbări. Împreună cu domnul primar, care mi-a fost mereu alături și angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, m-am implicat în rezolvarea, în condițiile prevăzute de lege în vigoare, a solicitărilor cetățenilor comune. De asemenea, a existat o bună colaborare și în ceea ce privește întocmirea diverselor rapoarte, situații statistice solicitate de către instituția prefectului Bacău, Consiliul Județean, alte servicii publice deocamdată concentrate pe care am urmărit să fie transmise în termen legal. În calitate de viceprimar, ca și în mandatul anterior, m-am preocupat ca aspectul comune să fie unul îngrijit, curat și plăcut, având ca atribuții și respectarea legislației în ceea ce privește mediul înconjurător. Folosindu-ne de orele de muncă ce trebuiesc efectuate de beneficiarii legii 416/2001, ajutor social, am dat centrului comune un aspect plăcut, efectuând lucrări de cosire și igienizare, mai ales că Bogdăneștiul este tranzitat de un drum național și european. S-au decolmatat șanțurile ce mărcinește DN11 și s-au efectuat șanțuri și podețe noi acolo unde situația și solicitările cetățenilor au impus-o. O altă preocupare a fost colectarea drumului menajer de către firma de împrest ESA, încercând ca lucrările să meargă pe cât posibil normal. Am purtat discuții cu cetățenii pentru a utiliza în mod corespunzător pupele ce au fost distribuite. De asemenea, am purtat discuții cu agenții economici pentru a încheia contracte de predare a gunoiului și de a preda cu regularitate gunoiul care firma colectoare în această primăvară am beneficiat de amplasarea pupelor pentru gunoiul selectiv, care a fost amplasat în așa fel încât să acopere toate zonele comune. La începutul primăverii, ca în fiecare an, s-au decolmatat toate ricolele, șanțurile și din comuna pentru a se evita inundațiile locuitorilor și proprietățile cetățenilor, făcând apel și la cetățenii pe care și-au curățat șanțurile din dreptul locuințelor. Așa și posibil să-și cosească partea din fața casei, lucru pe care îl avem în vedere în fiecare primăvară. Una dintre atribuțiile ce îmi revin în calitate de viceprimar este cea de a asigura bună circulație pe drumurile aflate în administrarea Consiliului Local. Pentru acestea s-au efectuat lucrări de reprofilare, balastare și amenajare unor drumuri comunale aflate în administrația primăriei. Am fost prezent alături de domnul primar la lucrările de investiții ce s-au efectuat pe raza comunei Bogdănești. Am răspuns și am coordonat activități personale ce au desfășurat munca, în folosul comunității, în urma unor sentințe judecătorești cu care s-au efectuat lucrări de curățire a ricolelor, defrișare, săpat șanțuri, tăia lemnului. Pentru sezonul rece am asigurat aprovizionarea cu lemne de foc a setului primăriei, a casei comune și școlii gimnaziale Bucnești. M-am preocupat de asemenea cu activitatea de dezepezire să se desfășoare în condiții normale pentru a asigura un confort cetățenilor și o bună circulație pe toate sectoarele de drum din comună. Alta atribuție ce revine în calitate de viceprimar este coordonarea activității pe pășunatul comunal. Așa cum se știe, suprafața de pășunat este închiriată, iar partea împădurită este dată prin contract în pază către Ocolul Silvii Coituz.
În ceea ce privește această activitate, am urmărit efectuarea lucrărilor de igienizare ce trebuie să efectuate anual de cei care închiria suprafața, cu atât mai mult cu cât și au fost controlați cei de la apă. Împreună cu comisia stabilită prin dispoziția primarului Comunei Bogdănești, am fost și în ceea ce, privește la mărătarea animalelor, în vederea împunerii pentru plată. Am ținut legătura cu cei de la Ocolul Silvic, Mecașin, și cu cei de la Ocolul Silvic, Coituz, și am fost prezent la toate solicitările acestea, urmând a fi scoase la licitație cantitatea de lemn marcat de aceasta din unitate. M-am asigurat de bună funcționare a sistemului de iluminat public de pe raza Comunei Bogdănești, împreună cu angajații SCA Alitar Electroc SRL, cu care aveam contract de service. Pe lângă toate acestea, se adaugă lucrurile de zi cu zi care necesită atenția noastră, implicarea și rezolvarea imediată. Toate aceste lucrări au fost făcute așa cum am precizat împreună cu domnul primar Nicolae Andrușcă și împreună cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, în cadrul primăriei Bogdănești. Cu siguranță sunt și lucrări care pot fi făcute mult mai bine și pentru care îmi voi canaliza energia pentru a fi rezolvate. Vă mulțumesc! Cine vrea să ia cuvântul? Domnul consilier Voicu. Am o mică problemă care oamenii îmi spun mie, n-am trecut în raportul de activitate al domnului viceprimar, cum s-a făcut drumul Iorga Câte Panciu, s-a făcut cu 16 persoane particulare. Are aceste persoane și factură de intrat? S-a făcut în ziua aia cum s-a făcut drumul spre Iorga. Am înțeles la anumite persoane, chiar și dumneavoastră ați făcut un drum, unde aveți livadă sau pășă. Puteți îmi da un răspuns? Pe strada Zagance, n-ați pus balastru până în capăt, ați pus până la grajdă. Sunt oameni care stau acolo și nu au balastru. În Tălpău, ați pus până la Răcăuțeanul Iorghei, iar până la Laurent, în stanța aia din câteva zeci de metri, n-ați mai pus. În deal, tot acolo, la Toma, n-ați pus balastru până la ultima casă. Ați pus până la Toma Ion, zis, acolo. Toată, până acum ce aș spune dumneavoastră, este bine, dar cum e cu drumul Iorghe? Manciupi este la fel, stecat. Cum s-a făcut? Când faceți un drum, chemați și pe noi, 1, 2, 3 consilieri la fața locului, să vedem și noi cum s-a făcut lucrarea. Eu asta am vrut să zic. Și pe hârtie sună bine, dar la practică cam puțin. Atât, vă mulțumesc. Cine mai are? Domnul consilier Cușcaș. Ați dat atât că... Ați dat răspunsul. După aceea se trece la prezentarea raportului consilierului.
Rasperia Corpumane era? Da. Ca să nu lăsăm ce treacă foarte repede judecata viceprimarului. În ghilimele. Încercați să-i răspunde, domnul viceprimar. Da, domnul. În legătură cu balansarea drumului în deal, în zona deal a fost în control și unii n-a trebuit să punem, n-a fost necesar să punem, n-a încălui bani. Noi l-am măsurat, este pe măsurător. Am făcut, de exemplu, de unde trebuie să facem. Îl facem de la stradă până la top. Acolo porțiunea la păsânt este iarnă. Înțelegeți? L-am măsurat, am pus balastul. Pe cât am măsurat, avem acte care sunt documentare. Acte și poze. Ca să nu fie discuții, poze. Pozele sunt puse pe un CD și sunt puse la factură. În zona Tălpou. În zona Tălpou. În zona Tălpou nu aveam de ce să punem. În zona Tălpou. De la Răcăuțeană până la până la Orente. Că drumul este bun. Numai unde era probleme. Înțelegeți? Iar acolo, așa, ca să-i mai tragem un rând de balastru, toți cetățenii care ară, ei ies în club, cu discul, cu tot în drum și fac degeaba drumul. L-am făcut până la Răcăuțeană, înțelegeți? Până acolo nu-i făcut, dar nu trebuia făcut, el e bun. El e bun, numai că nu se poate. Când plouă, plouă și atât. În zona, este măsurat. Am măsurătorile, dacă vreți să vă convingeți, mergem la factură, unde este pus, spus toate actele și se vede măsurătoarea, fără discuții. Și mergem și cu metru acolo, la metru e făcut, nu la ochi. În zona Zagace este făcut până la containerul de gunoi. În zona aia n-are rost să facă, din cauza că era piatră, este piatră de stulă, și ce să fac? De ce să strâng drumul degeaba? Înțelegeți? Acolo așa nu este problemă. Ca asta de vorbă și cu cetățenii, că au venit cetățenii și a zis care e situația. În legătură cu Iorga, manciucul am început de la pod, că tractorul l-am adus prin bât, că nu puteam să-l aduc pe asfalt, să strâng asfaltul. L-am băgat de la punte, de la manciuc, am făcut tot manciuc. Tot manciuc. Au fost oameni care s-au implicat, s-au uitat bine. Se poate vedea acum? Da. Și acum se poate vedea. Și acum se poate vedea. Înțelegeți? El este făcut de vreo două săptămâni. După aia, în Iorga, este făcut ca în palmă, numai că ieri m-am uitat, am fost și la mărmărit, să vedem care este situația, a rămas, am tăiat, adică au tăiat băieții cu care a rugat, să taie niște tufi care umbrește. În momentul când umbrește, nu se usucă așa repede drumul. Și acum a rămas, când se termină ploile, să mai mergem o dată, să tăiem, atâta de la asfalt, 20 de metri, ținea, au mers cu tractoarele, au mers, au fost iar pe el. Și atât, dar în rest totul este, mergi cu mașina, fără nicio cu rolele mele. Numai că trebuie tăiate tufile. În legătură cu ceea ce au mai făcut cetățenii, au venit și l-au rugat pe respectivul, după masă, după orele de program. Ascultați-mă, vă rog, a spus să vă dau un răspuns. Și eu n-am avut nimica, e treaba lui, e tractorul lui, fac ce vrea. După orele de program a făcut. Da. Și atât. Da. Domnul, asta este. S-a făcut cu bani publici. Nu sunt cu bani publici. Doamne, hai. Domnul, dumneavoastră știți ce vorbiți? Da, știu. Păi cum să fac cu bani publici, dacă nu s-a făcut în timpul cu ăla? S-a făcut în timpul noastră. Cum? În timpul despre domnul. Domnul, dacă s-a făcut după program, asta n-am avut nicio treabă cu el. Poate să, dacă o faci după program, e treaba lui ce faci. Tractorul meu, comand eu pe tractor, eu în timpul orilor cât am fost dimineață și cât am mers cu el, a fost treaba mea. Restul nu m-a mai interesat. Vă mulțumesc. Ai încercat de acolo, dar poftiți? Făcând niște cetățeni, dosar penal făcut. Și ce dacă mi-a făcut? Mie să facă dosar penal. De ce să facă dosar penal? S-a făcut. Dar n-am mai avut unul. Știu. Și eu, făceți-o. Am o problemă, am și eu. Spuneți. În ochii Lipești mai faceți vreun drum? Nu. Pentru de la biserică, pe Galița. Sunt drumuri nepracticabile. La biserică nu, din cauza chestii. La biserică s-a pus odată 20 rami de balastru și când a venit apa era și cu domnul preamar acolo, tot balastrul ăla vine la mare și a trebuit să-l luăm noi cu ramele și să-l ducem de acolo și acolo.
Tot baratul care vine la biserică. Deci ăla e impracticat. Paranus. Este făcut drum pe la nuci. Ăla e făcut de domnul Șerban. Domnul l-am făcut eu și am întrețit domnul Șerban. Nu l-a făcut domnul Șerban, domnul, l-am făcut eu. Pe Galița. L-a făcut domnul primar. Pe Galița? Da. Nu. Care mare majoritate se circulă pe Galița, care iese deasupra pe Galița. Nu, nu este în domeniul public. Asta nu poți să... Nu este bun, dar eu vă întreb așa, Paolo. Pe unde circulăm la teren? Pe la biserică, nu? Pe la... prin capul satului, da. Spuneți dumneavoastră. Da. Unde duce drumul ăla? Peste tot. Unde? Că nu mai sunt drumuri. Păi de ce? Doamne, nu mai sunt. Eu merg pe drumul. Și primăria ne-a ocupat drumul. Dar ați spus că ați făcut. Dacă eu mă duc la teren... Pe unde s-a făcut? Ce este? O iau prin drumul Șerban. Ce este? Ce ați făcut? De la stradă sau până în vârful de apă. De s-a făcut la Filipești, Cozănești, nu? Unde este populație. Da. Cozănești, nu? S-a curățat zona la terenul de fotbal. Da. S-a făcut curat. Da. Drumul ăla care duce la Cozănești. Da, s-a făcut. Da. Acolo, da. Și s-a făcut pe uliță la Slotu. Ulița lui Slotu, făcută? Da, aia e Gloria Muzară. Da. Păi și alta care te rămâne? Dar nu, eu vorbesc pentru persoanele care au terenuri. La când, domnule? Aici s-a făcut pentru Manciu. Am înțeles, nu? S-a făcut nu știu pe unde. Dar faceți-mi și un Filipești să ne-a luat. În afară de asta, dumneavoastră sunteți consilier de atâta timp aici, da. Așa. Mi-a spus vreodată de drumul ăla? Pe Galiță nu aș fi un drumul ăla. Că am trece la cel, că sunt doi, care urcă până și ies în lavă. Dom'le... O stică Vierman, că acolo pe acolo, gelul Costăndoiu. Până la gelul Costăndoiu, nu-i făcut, îți spus în plăci. Nu tot din primărie îți spus în plăci până la gelul Costăndoiu, ce-a scos, ce-a scos de jos. Dar de-a făcut un drum. Cum? Ați spus vreodată să vedeți cum e. E drumul ăla în deal? Da. A fost, dar problema se pune că n-a cerut nimeni să facă drumul ăla. Păi... Chiar nu insistam dacă nu vedeam că s-a făcut, nu știam că s-a făcut pe aici drumul și la Filipești nu s-a făcut niciun drum. Adică când lucrăm, să lucrăm pe toată lumea. Doamna consilieră. Și eu am primit un telefon de la unul de cetățeni din Filipești și au solicitat reparația unui drum către Cristi Strat și familia Chiripașca. Am vrut să apreciez acest lucru, că domnul l-am solicitat pe domnul viceprimar și a răspuns afirmativ. Deci chiar special l-am pus pe acolo și văd dacă este și la capătul Filipești, la Pașcănești, din făcut drumul, domnul Macabra. Au mai fost făcute. Da. Deci și eu sunt ieșit. Dar eu am văzut de Galița. Terenul care... Unul, dacă este din vârful dealului, nu-i făcut. Bă, asta e vârful lui făcut. Dar nu este din vârful dealului, e drum de... Ce este comun, e făcut tot. Ce este practicabil, e făcut tot. Adică e practicabil. E... Toată treaba am discutat-o și anul trecut. Este problema că noi avem terenul pe deal, pe la Adam, nu avem acces. Deci, ni s-a îngrădit acces. Deci, eu dacă trec prin drumul domnul Șerban, vine ăla și mă ia de urechi. În partea primăriei s-a îngrădit acces? Păi, dar cum s-a dus ăla să are drumul? Eu nu știu, treaba noastră... Păi s-a dus nimic ca un drum. Nu-l interesează. Păi dacă l-a dat la vânzare, l-a dat la primare, l-a dat la în arendă, primare, primăria n-are vreo să... Cum? N-am vândut, n-am dat în arendă. Adevărul că toate drumurile sunt arate. Galița nu poate să mai intre unul decât cu piciorul. E adevărat. A închis toate drumurile la oameni. Mai e o problemă cu noastră. Revin la legătura cu spuna lui Cristi Bursucu. Ieri am primit sesizări de la oameni care are terenuri și are cu porumb. Au găsit cai în porumb, au găsit oile pe luțeală. S-a dat punctul ăsta la stână, iarăși acolo strâcător. N-a dat nimeni, din partea primăriei, n-a dat nimeni niciun drum. Nu s-a dat voie, nu că nu s-a dat, nu iau primării, înțeleg. Dar chestia bună, măcar... E finul sau e... E finul și cu... Fin. Păi da, dar vă spun sincer, dacă... Tante Zorina a luat panainte, i-a prins cai în porumb și i-a spus, băi, băi, de ce nu-l așa? Asta mă tanti pace, dar ce
Da, am înțeles, dar i-am spus că a divers pe muncă ceea ce a fost. Eu, stâna aia nu și-are vorba acolo. Eu, Dumnezeu să mă ierte, la o hută ducă-să, dar unde sunt deremuri a oamenilor, nu văd. Da, vă mulțumesc și încerc. Mă ieți rog, dar vreau să acum atunci, domnul consilier Dan. Domnul primar, pe Tudoscan, să mai rămâne valabilă propunerea care a fost? Domnului, pe doarsele la dar dânsul nu știe că n-am discutat pe dânsul. Cu drumul pe Tudoscan. Am vedere și punctul ăsta, domnul Dan. Dar, cum se spune, dacă pot să te concentrez aici, comunică direct cu domnul primar. Domnul Tudoscan, vrem să-l repare. Care este pe lada sus? Nu tocmai sus. De la stâna lui Toma la vale. Chiar din dâmbul ăla, de acolo la vale. La vale fiind pe Zagancea? Pe Zagancea, da. Drumul care duce în drumul acolo la vale, cu tare. A. Din drumul care face la vale. Da, da, da. De la Potis da. Până la... Da. George, la stâna. Da, da, da. Și iar mai e drumul de la cimitir de la Ventiști și până la Laurențiu, nu poți trece nici cu piciorul. Știu, domnule, dar problema spune-te în următor. Acolo și-am băgat eu, numai într-o gaură, patru rabine de balastru. Domnul Dumar știe. Acolo și-o văd un jur de el, oameni, ca și-o văd un jur de el, găuri mari, tare, nu știu ce s-a întâmplat pe tata. Eu vă înțeleg, dar cine și-a făcut un joc și cum? Păi, care i-a venit cu tractoar, m-a lăsat focul jos, m-a rat. Nu e adevărat. La domnul primar, ascultați-mă, vă rog un pic, la domnul primar, ca să nu mai idee plumbul jos, a arat din coastă de la Ventiști și a trecut în partea de-a dată. O arat drumul complet. Și am fost acolo și domnul primar a văzut. Să zic într-un loc, dar restul drumului din cap de la Laurențiu și până la Ventiști, până chiar în stradă, s-a pus seava aia acolo. Eu nu știu, putem să intrăm cu utilaj mai mare de stradă, să o luăm pe drum la deal. Între doi pomi, între doi nuci. E și o stâlpă acolo. Cum putem, acum, utilaj mai lung, putem să virăm, să ne ducem pe da, lucru? Ascultați-mă, vă rog un pic. Țapa aia a fost dată de noi primăria, da. S-o pun acolo să poată trece pe drumul ăla de-a. Și da. Țapa are 3 metri jumătate. Atât a fost seama, n-am avut altă seama mai mult. Nu m-ați înțeles. Da? E aplasată rău. Păi, așa o aplasăm bine. Păi, de ce? Că s-au dus gunoaile, s-au pus acolo. Te duci cu căruța, rămâi acolo. Calul se sterie. Te duci cu mașina, rămâi acolo. N-au fost niște oameni ca să pună, cum să zic, să încadreze exact pe ce. Vii de la Onești, vrei să virezi, te duci pe Tarla, te duci cu nasul, cu botul mașinii în stâlp. Într-o zi, cu toate o punem la loc. O tragem cu tractorul și o punem la loc. Toate gunoaile s-au pus acolo. Am luat legătura cu respectivul care era cu gunoaie. Am luat legătura. Și drumul ăsta trebuie neapărat făcut, că are patru lume, nu mai are pe Lada, nu mai are pe Buhoci, care are un singur om pe Lada, pe Buhoci, unde avem... Care vreți cu săptămâna care vine, dacă termină băile, vedeți să-l tragem țavă un pic mai la mare? Sau cum ziceți dumneavoastră? Eu am fost propus când cu drumul pe Iorga și pe Manciuc. N-ați binevoie, nu știu de unde, nu știu cum. Acum nu că sunt eu inginer sau director, dar e bine să fie și niște oameni care trei zi de zi pe drumul ăsta ca să... Ați pe... pe... Nu am fost. A rugămintea, luăm cizne și mergem la deal acum, sunteți să te din contru? Așa pe noroi. Da, da, da. Eu am fost ieri, eu am fost ieri. Asta e problema. Nu vine să ne certăm, n-am venit. Țeava e pus aiurea cu ce ne-a pus-o. Domnule, a pus în loc de pământ sau pe atric, așa se pune pe atric. Domnule, deci, faci și la dumneavoastră, să vă pus și doamna Toma. Încercați să discutați și organizați ca să poată menționa procesul verbal. Dialogul ăsta, două, trei vorbe de la unul, două, trei vorbe de la unul, dar nu poate fi menționat în procesul verbal. Dați cuvântul la domnul consilier să spună tot ce are. Mai aveți cu domnul. După aceea, și la Laurențiu, un pod acolo, pe râul ăla, s-a săpat, într-adevăr s-a săpat, nu s-a pus nimic, nu poți să treci. La Laurențiu, primul care vine după deal. S-a săpat, vine în gaură așa. Nu poți să treci. Cu un tractor cu remor, îți ajunge cabina în remor. Mai sus un pic, Laurențiu. Nu, mai sus un pic, mai spre Balai. Da, 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 acolo. Da, da. Acolo. Unde
La Rotaru. Drumul ăla e terminat acum. Georgian a tras-o cu calul. Că nu mai putea cu cei. Vă dați seama. Mai dați seama cu comuna mea. La Biologie cu comuna mea. Dar n-am văzut, noi întrebăm. Nu cu nimeni da. De rea voie. Păi, dă cuvântul domnul Basilier Pușcaș. Vă mulțumesc, domnul. Păi așa, pentru să pus cu de mare. Să revenim la ordinea de zi. Din raportul prezentat de dumneavoastră, reies câteva aspecte. Apreciez și obiecțiile făcute de domnii consilieri. Unele sunt motivate, altele probabil sunt puțin mai exagerate, dar sunt bune de luat în seamă. Da. Analizat și concluzia finală s-a ajungă la un rezultat cât mai benefic pentru comunitate. Personal, vă apreciez activitatea, că știu ce înseamnă și cu ce se transpiră în această funcție de viceprimar. Ați menționat în raportul de activitate de rigoare. Trebuie să verificați un pic. În zona mea sunt cât de cât acceptabile, dar mai spre nu dau, dar mai ales ploicii, că asta a fost blândă. Dacă venea un pic mai mare, și eu nu, adică să vă urez multă sănătate și mulțumesc. Succes în activitate. Mulțumesc. Mulțumesc pentru atenție. Cine mai dorește să ia cuvântul? Doamna Grigore, aveți cuvântul. Și felicitări pentru viceprimar. În primul rând că are o colaborare extraordinară cu reprezentanții și colegii mei aziați de Bucărești. Să felicităm cu faptul că în permanență mă întâlnesc cu dumneavoastră și își face munca de teren, perseverență. Apreciez faptul că a răspuns afirmativ solicitărilor mele adresate în numele cetățenilor din satul Filipești. Îi doresc multă putere de muncă în viitor și să poată face față tuturor provocărilor. Felicitări, domnule. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mai dorești din eu? Domnule, aveți domnule. Ați luat bine, disculpă, domnul, eu cred că nu am. Sunt oarecum contrariat de maniera discuțiilor, din mai multe puncte de vedere, pe care să încerc să le explicitez. Aș încerca în temei experiențe pe care îl am și faptul că am fost alături de domnul viceprimar până acum, să încercăm să rămânem într-un perimetru de conduită benefică pentru comunitate și de ce nu pentru prestigiu instituția pe care le reprezentăm și dumneavoastră și eu și împreună trebuie să facem administrația. În primul rând, ca o apreciere generală, eu sunt mulțumit și îl felicit pe domnul Grigore pentru aplicația pe care a demonstrat. Nu fac decât să reiau aprecierea domnului consilier Gol. În general, e bine domnul Grigore. De exemplu, pot să argumentez conduita pe care am definit-o, parțial, am spus să aplicați. Omul s-a lucrat și în afara programului. Ați poate pleca în concediu, a vrut să lase niște lucruri la punct, pentru care eu sunt recunoscător. Și am discutat cu domnul Grigore, dar pe considerente constructive. Acum, ceea ce am observat eu, că ați început să vă comportați și nu vreau să ajungem aici, că eu țin la dumneavoastră, pentru că suntem consabili, în primul rând, așa cum țin la toată comunitatea, pentru că ne ducem într-o zonă fără eficient, în mod cert. Făcând așa o
o parafrază, o glumă, dacă vreți, ați trebuit să vă comportați ca cei mari. Să ne dăm la picioare, să ne discutăm, urmează să mai ieșim în stradă și așa mai departe. Și nu vă supărați, o parte din observațiile pe care le-am auzit aici, mi-am spune că nu cunoașteți legislația. Să vă spun cum s-au desfășurat lucrările de întreținere a drumului în sezonul actual până la momentul plecării în mod legal în concediu. Domnul Grigore am făcut o discuție de principiu, a făcut o inventariere a problemelor. Domnul vreau să fac asta, da? Bugetul comunei are credite prevăzute pentru secțiunea de funcționare a drumului. Niște bani, nu știu cât au fost, 2 miliarde și ceva, repartizate 3 trimestre. Și la ora actuală am consumat creditele aprobate pentru jumătate de an. Deci asta înseamnă că au făcut treabă. Asta înseamnă că o să mai fie nevoie de bani. El a venit deci cu niște referate în baza lucrărilor pe care și le-a propus. Ca să facă tot ceea ce în mod firesc aici ați avut, dar domnule, trebuie făcut și colo și colo și așa mai departe, îi trebuie așa timp mai mult și bani mai mult. Evident că am procedat la o analiză și am prioritizat lucrările. Mi-a venit costuri estimative și așa mai departe. Și la un moment dat l-am atenționat că e treaba mea ca ordonator de credit, vezi că trebuie să te oprești. Că nu mai avem bani, nu mai avem credite. Chiar mă gândesc că la următoarea ședință să procedăm la o rectificare, să mai prindem credite ca să facă și alte lucruri. În modul discuției, într-adevăr, în perioada cât ai fost în Consiliul de Ani cu domnul consilier Stanciu. Într-adevăr, pentru drumul de pe Zagancea până la Botoșca, în mai departe. Ce-am observat de aia, v-am spus că în momentul când m-am exprimat de tipul justificat aici, că v-a dat la picioare și am început să ne comportăm ca cei mari. Sunt niște asperități care nu și-au rost, deci nu conduc la cum să spunem, la niște relații interumane care să aibă eficiență, în primul rând. Suntem cu toți adulți pe aici. Sunt probleme la capitolul comunicare. Am văzut că s-au făcut obiecții la repararea tronsonului ăsta de drumuri cumulate, Iorga și Manciu. Păi, legea spune, apropo de cunoașterea legii, că noi avem obligația, în primul rând, pentru drumurile comunale, de acord? Pe care le avem în inventar. Mai avem și drumuri de exploatare, pe care nu le avem în inventar. Ar cam trebui să le avem în inventar, apropo de cheltuirea banii. Dacă pornim de la ideea fundamentală că noi lucrăm pentru oamenii din comunitate, și sunt de acord că, în principiu, trebuie să răspundem solicitărilor justificate ale oamenilor pentru drumurile de acces. Am văzut, pur și simplu, ori o necunoaștere a legii, ori o răutate gratuită, așa, care nu conduce la nimic. Pentru adevăr, noi am contractul de lucrări pentru reparație pe Manciu, că acolo e un drum foarte dificil. Oameni din partea locului și cunosc și eu acum bine Maciu, cum Maciu înseamnă practic un drum în apă sau un drum prin apă, sau cum reparte, mai ales în sezonul ei. Chiar am admirat oameni din partea locului că s-au cultivat terenul de-a lungul timpului, oameni gospodari, acum așa e împătrânit și așa mai departe. Deci a fost vorba despre Maciu și Iorga. Păi, faptul că în momentul când s-a executat lucrările
problemele pe Iordan. S-au făcut și niște zone de acces. E rău asta? Nu era normal drumul ăla, că trebuie să-l vedem ca o să dea de expres. Nu știu mai departe. Oamenii mai am niște terenuri în lateral și așa mai departe. Au lucrat în timpul care a fost în afara programului și așa mai departe. Te-a pus să faci reclamate de vizare pe canală pentru că asta denotă altceva. În sfârșit. Să știți că eu am avut discuția cu domnul Stanciu și astăzi am fost încă o dată ca să văd cum se prezintă drumul în partea de intrare de jos, la Rodarul, cum spunem noi, și într-adevăr acolo mai trebuie intervenit. E o zonă care nu a fost defrișată și cred că mai trebuie pus balat. Altceva vreau să vă spun. Niciodată n-am semnat un ordin de plată. N-am făcut plata fără să verific lucrările efectuate. Nu fac asta. Dincolo de ce a făcut comisia de recepție care s-a dat ok, să-i dau dreptate colegilor domnului Iure. Când faci recepție și așa mai departe, și chiar ar trebui de spus, mai uite oamenii de partea locului și așa mai departe. Nu e nicio problemă. A spus că dacă o părere și supărat, va avea la întrețele cu altcineva, apropo de culoarea politică, care face drumul la anii care avem. Nu face, dar colaborează, dar mai departe. Asta ține de temperament, de fiecare, dar oameni buni, dar nu împiedică nimeni ca să colaborați și să dau de parte. Cine îl face, nu e problema. Aici se filmează, rezultă că toată lumea o contribuie și așa mai departe. E bine că vă interesează. De ce să ne răim? De ce să ne uităm ca dușmani aici și așa mai departe? Îmbătrânim și rămânem cu amintirile astea că i-am dat un freză pe Grigori sau i-am dat un freză primar și așa mai departe. Cred că oamenii interesează. La urmă, nici nu... Asta nu aduce voturi, dar din potrivă. Lumea vrea un comportament normal între altele. E un sfat dar când mai lucrez, mai trage cu urechea de la consilier. Când face recepția, mai invită și consilierii că va fi mai bine. Am fost special pentru Iorga, acum înainte de ploaie. Dimineața, că știam că o să vină mai târziu și așa mai departe. Nu sunt lucruri exagerate. Sunt lucruri, zic eu, normale. Domnul Octavian, dacă ai fi avut acolo o bucată, nu-ți trebuia de unde acteze. Niciodată nu te-am dat, Grigor, când era spre ele, când mai sunteți acolo. Da, nu o să nu plec. Asta e altceva. Fii corect, da. Da, nu pot să spunem. Aveți un limbaj cu ea. Acum, domnul Gorba, acum vorbesc eu, te rog să mă ascult. Da, vă ascult. Și eu te-am ascultat. Dar după ce termină, pot avea dreptul la rând. Au fost și momente, eu mi-am gândit că mi-a ajutat în mod de spre. Asta nu trebuie să se uite. Dar ce m-a ajutat? Nu procedat așa și că nu e bine. Eu pe tot l-am ce prima. Deci, repet, drumurile astea de exploatare ar trebui un buget dublu ca să le facem. Și normal nu ne puteam întinde mai mult decât ne este la pământ. În sfârșit, e un sfat. Eu sunt convins că o să reflectați. Deocamdată atât. Da, mulțumesc. Am urcat să zic la domnul consilier, când a făcut drumul, a participat din partea comunității, domnul Botescu, Cristi, domnul Cibotaru Marinică, domnul Cibotaru Corneluș, domnul Cibotaru Cristi și domnul Cibotaru Marian, care au fost tractoare, jeepuri și chestii de genul. Ei au participat, că s-au făcut drum, a venit și aici mai trebuie făcut așa, aici trebuie făcut așa. Toți au, ce au zis așa s-a făcut. Nu l-a făcut numai eu să... A venit domnul Botez, domnul, hai, face așa aici, face așa, da, domnule, face.
N-a fost o singură acolo așa. Vă mulțumesc. Prețul contractului, oferta de tot de la o comisie de analiză a ofertelor, pe care procedează, eu n-am semnat contractul pentru că nu am avut potriviu comisie de analiză a ofertelor. Trecem la punctul 3. Prezentarea rapoartelor de activitate pentru perioada iunie 2017-2018 al membrilor Consiliului Local al Comunei Bogdănești. Probabil... Da, deci eu doar ne-am amestecă s-a procedat până acum. Activizarea a fost o dată. Legea trebuie să stabilește obligația pentru viceprimar și consilier să prezinte la partea de acolo. Semnatul Bruno Benoni, consilier și local din partea Partidului Mișcarea Populară, menționez că am fost la toate ședințele din Consiliul de Consiliu pe anul 2017-2018. Am studiat și am votat toate proiectele pentru, de pe ordinea de zi și am considerat că sunt necesare comunității. Și consider că mai sunt multe de făcut și mi-aș dori să se facă mai multe și în satul Filipești. Că totuși, cred că s-a cam evitat anul 2017. Nu mi-aduc aminte să fi fost vreun proiect pentru Filipești, mai important. Așa că mi-aș dori ca anul ăsta să fie mai... Vă prezentați raportul sau m-am ridicat? Nu, deci eu am prezentat pe raportul. Vă prezentați raportul și cam atât, da. Atât. Bă, așa mă face ca să părăsesc sala, da? Nu. Dar chiar vreau să nepoliticos. Prezentați-vă rapoarte și abțineți-vă pentru altă ocazie când mă gândiți așa. Aveți timp la rapoartul meu. Adătă ăsta. Deci... Adătă că mă gândim la un loc. Da. Proiectul de astăzi, canalizarea lui și pentru Filipești? Dar ce are? Nu e... Deci este proiect pentru, și pentru Filipești, pentru Bogdănești, dar încă în faza de proiect. Mai ales de... Prezentat proiectul pe noi, cu surte de finanțare. Atunci, cea mai mare plătere, îl punem la bună. Da. Arătați-le și de banii apartate de zborilor, prin intermediul de regiune, cum am venit, dar cu amenită. E cam putere. Da. Mulțumim frumos, doamnă, pe noi. Mai dă cuvântul doamna? Doamna. Doamna Rigă. Doamna consilieră, pe care aveți oameni. Doamna președintă, în perioada iunie 2017-2018, activitatea mea în calitate de consilier în local, în cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdănești din partea PSD s-a desfășurat în conformitate cu regulamentul de ordine și desfășurare al Consiliului Local Bogdănești, statutul aleșilor locali, precum și cu celelalte acte normative în vigoare. În temeiul articolului 51 alineatul 4 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, fiecare consilier local are obligativitatea de a prezenta anual un raport privind desfășurarea mandatului său. Scopul acestui demers este asigurarea transparenței la nivelul administrației locale, pentru ca fiecare cetățean să poată urmări activitatea aleșilor locali. Raportul pe care îl prezint este o parte a activității pe care am avut-o în calitate de reprezentant al comunității bogdăneștene. Anul 2017-2018 s-a caracterizat printr-o activitate complexă, generată de implicarea în pregătirea evenimentelor din 29-30 iulie 2017, simpozionul 100 de ani de la jertfa eroilor pentru libertatea și întregirea țării. Și pregătirea logisticii pentru ziua de 30 iulie, ceremonie comemorativă, paradă militară de punerea coroanelor la mormintele eroilor. Am participat în calitate de invitat la o parte din ședințele GAL, adică grupul de acțiune locală din Valea Totușului, iar la nivelul comunității am primit vizita reprezentanților GAL, vizită ce a avut ca scop promovarea proiectelor de cooperare, promovarea de produse tradiționale, practici și tehnologii noi, promovarea grupurilor de producători existenți, promovarea acțiunilor culturale.
În acest sens, am realizat cu elevii școlii gimnaziale bogdănești o vizită la ferma Fudulache, situată în localitatea Bogdănești, zona Deal, unde am fost întâmpinat de managerul acesteia, care ne-a prezentat o afacere de succes, pornită cu ajutorul GAL. În ceea ce mă privește, elementele definitorii ale deciziilor promovate au oglindit responsabilitate, răspunderea asumată, disponibilitate în rezolvarea problemelor, transparență decizională. Cronologic, activitățile care demonstrează statutul de consilier local implicat, activ și responsabil sunt participarea la 11 din cele 12 ședințe ordinare ale Comisiei Economice, la o ședință am absentat din motive obiective și la ședințele inițiate de îndată. Am realizat procesele verbale la toate întâlnirile pe comisii și am studiat prognoze economico-sociale, buget, finanțe de administrație a domeniului public și privat în calitate de secretar al Comisiei Economice. Hotărârile aprobate pe parcursul anului pot fi identificate și probate prin intermediul registrului de procese verbale. Pentru fiecare ședință de comisie sau de plen, am luat la cunoștință ordinea de zi, am studiat proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de ședință, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării comisiei, solicitând anumite situații, explicații și detalii de la factorii responsabili din cadrul primăriei Bogdănești sau inițiatorilor de proiecte de hotărâre. La nivelul acestor ședințe, am evitat utilizarea limbajului paraverbal, impulsiv, generator de conflicte, am ignorat discuțiile ce depășeau cadrul legal, deoarece acest comportament nu mă definește. În calitate duală de consilier local și de reprezentant al școlii gimnaziale Bogdănești, am susținut și promovat toate proiectele propuse de către executiv privind școala gimnazială, consultând echipa acelor școlii. Proiectele s-au axat asupra modernizării și dezvoltării infrastructurii, școala fiind sprijinită în acest sens. Și amintesc câteva proiecte. Îmbunătățirea bazei materiale prin montarea de videoproiectoare în fiecare sală de curs, nivel preșcolar, primar, gimnazial, achiziționarea de laptopuri pentru fiecare nivel, achiziționarea de lemn pentru sezonul rece. Și aș încheia printr-un moto, să zicem, oamenii care luptă pot pierde, dar oamenii care nu luptă au pierdut deja. Mulțumesc! Ați să spune tot. Eu încerc permisiunea să spun câteva cuvinte despre activitatea domnului consilier Grigore, care pe lângă calitatea de director al Institutului din Învățământ, fără îndoială, poate fi un exemplu oferit pentru buna credință, pentru abnegație și pentru tot ceea ce a făcut. Felicitări! Mulțumesc! Și eu felicit pe doamna Grigore și felicit că este un succes și soțelă de așa. Cine e la rând? Da, domnul consilier Pușcașu. Domnul Pușcașu. Au! Aveți un lucru, doamna Grigore. Mulțumesc! Domnule primar, doamnelor și domnilor, în perioada iunie 2017, iunie 2018, mi-am desfășurat activitatea de consilier în cadrul Consiliului Local Bogdănești, în cadrul Comisiei de Specialitate numărul 1, Economică. În calitate de membru, la ședințele Comisiei de Specialitate, am analizat proiectele de hotărâre prezentate la ordinea de zi, am avizat proiectele de hotărâre și, după caz, am propus soluții constructive pentru acestea. Am luat la cunoștință de informațiile prezentate la ordinea de zi și a ședințelor de Consiliu. Am adus la cunoștința domnului primar sau domnului viceprimar, după caz, problemele ce s-au evit pe raza localității, propuneri din partea cetățenilor sau probleme ale localității, propuneri din partea familiilor acestora ce s-au evit în perioada de activitate mai sus menționată. În discuțiile cu cetățenii, i-am informat în legătură cu activitatea Consiliului despre proiectele de hotărâre analizate în cadrul ședințelor, despre proiectele de hotărâre cu finanțare aflate în lucru și alte inițiative menite să vină în folosul lor. În măsura în care mă percep, voi da toată silința și respectul pentru îmbunătățirea activității mele și a Consiliului Local. Cu respect, consilier Pușcașu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnul consilier Pușcașu. Domnul consilier Pușcașu. Domnul consilier Pușcașu. Da. Aveți cuvântul, domnul consilier. Cuvântul, domnul președinte. Raport de activitate la Consiliul Local PNR în perioada iunie 2017-iunie 2018.
din partea Partidului Național Liberal, vicepreședinte PNL și președinte la Comisia Economică numărul 1 de specialitate, am desfășurat activitatea în mod serios și am votat toate proiectele de hotărâre cu aviz favorabil. M-am implicat la toate problemele cetățenilor din Comuna Băutărești și Tăbacău și voi fi alături în continuare de acești oameni. Atât ca consilier local, cât și ca membru al partidului, mai sunt și probleme pe care nu le-am putut să le rezolv în cadrul Consiliului Local Băutărești, pentru că puterea este majoritară. Chiar dacă luăm cuvântul, nu le bag în seamă. Aceasta este raportul de activitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier Vâlcu, domnul consilier Vlad. Da, vă mulțumesc. Subționatul Vlad Constantin, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Bucătăniști de Subacău, din partea Partidului Național Liberat, poziție ocupată în urma alegerilor locale din iunie 2016. În perioada mai sus menționată, mi-am desfășurat activitatea după cum urmează. În calitate de președinte al Comisiei Juridice, Ordine și Legislație Publică, am participat la toate ședințele pe comisii, ședințele ordinare, extraordinare și de îndată, unde de câte ori a fost nevoie, mi-am exprimat public părerile personale, consider că am fost destul de combativ, având în vedere că sunt în opoziție. Cu toate acestea, totdeauna am fost de acord cu proiectele benefice pentru comunitate. În perioada de referință, am luat legătura cu cetățenii pentru a le asculta opiniile și doleanțele cu privire la bunul mers al comunității. Sper că prin experiența acumulată până în prezent, ca și consilier local și pe viitor, mă voi implica mai mult în slujba comunității locale. Atât am avut. Vă mulțumesc mult! Da, mulțumim domnule consilier și la care a fost mai nou numiți sau alegi mai numiți în funcție, domnul Mancea, domnul Stanciu și domnul Miron. Evident că nu au avut de prezentat rapoarte de activitate pentru perioada iunie 2017-iunie 2018. Dumneavoastră să prezinte rapoartele de activitate, evident, dacă vom fi sănătoși în iunie 2019. Iar doamnele consilier Cătărea și doamna consilier Bunicuț, după cum ați constatat și dumneavoastră, absentează de la ședință. Mulțumesc! Trecem la punctul 4. Solicitarea adresată de Consiliul Local Comun. Are cuvântul domnul Cernic. Da, vă informez Consiliul că nu sunt solicitări adresate de Consiliul Local în această perioadă. Deci,